Pescu este ministrul energiei în studioul Digi24. Bună seara, domnule ministru. Bună seara. Prețul petrolului, barilului de petrol, este la nivelul de dinainte de război, de dinaintea începerii războiului. Comentatorii spun că e posibil ca în industria extractivă să fi intrat așa temerea unei recesiuni. Și atunci umblă la preț. Întrebarea pe care și-o pune toată lumea este: de ce, dacă scade prețul barilului, nu scade și prețul la noi la pompă, la benzinării? E o întrebare foarte legitimă și ar trebui ca după această scădere de preț să asistăm și la o scădere a prețului la benzină, mă aștept în principal. De ce vă spun la benzină în principal? Pentru că România produce mai multă benzină din petrol decât poate consuma și suntem exportatori de benzină. Prețul barilului a scăzut, ar trebui să urmeze o scădere a prețului la benzină. La motorină ar trebui să urmeze și acolo o scădere la motorină, dar acolo noi și cumpărăm jumătatea din cantitatea pe care o consumă România, pentru că producția de motorină este mai mică decât consumul, iar cotația motorinei nu a scăzut în procent la fel de mult, dar a scăzut și acolo. Am urmărit și acest lucru, pentru că la minister urmărim acest lucru. Avem un instrument legal, Consiliul Concurenței, Antifrauda și ANPC-ul au aceste instrumente în momentul de față să supravegheze și să vadă aceste corelații. Iar sincer, eu mă aștept să, în perioada imediat următoare, să avem scădere de preț. În perioada imediat următoare, odată cu această evoluție. Știți că există comentarii care spun așa: din cauza ordonanței cu 50 de bani, din care 25 trebuie susținuți de companii, de companiile care comercializează carburanți, odată cu apariția acestei reduceri a prețului barilului, au vrut să-și recupereze banii pe care au fost obligați prin ordonanță să-i scoată din preț. Eu am spus la început, ordonanța nu a fost obligatorie, a fost voluntară. Deci cine a vrut să participe în mod voluntar și a asumat de la început această scădere de preț. Eu cred că vom asista în perioada următoare și la o corecție în jos a prețului la carburant. Deci nu aș lua în calcul scenariul pe care dumneavoastră îl faceți. Haideți să vedem în zilele următoare, pentru că ar trebui să vedem în zilele imediat următoare că se întâmplă ceva cu prețul la benzină și apoi cu prețul la motorină, sau poate în același timp cu prețul la benzină și la motorină. Deci vă așteptați la reduceri de preț? Așa ar fi normal, așa ar fi corect, așa ar trebui să procedeze rețelele mari de benzinării, care ar trebui să fie corecte cu românii. În momentul când scade costul de achiziție, să scazi și prețul, așa cum atunci când ai justificat, a crescut cotația petrolului, a crescut cotația plața motorinei, ai ridicat prețurile. Pe termen un pic mai lung, așa, pe câteva luni, până la sfârșitul anului, la ce fel de evoluție vă așteptați? Nu aș face predicții. Am început să evit să mai fac predicții, pentru că suntem într-o situație foarte volatilă. Aveți dreptate, am văzut și eu foarte multe analize cu privire la o posibilă recesiune globală, vorbind. Și atunci e clar că există o temere în piață, în piața producătorilor de petrol, și prețul poate să, în continuu, să asistăm la o scădere a prețului la petrol. Aduceți-vă aminte, în 2020, când aveam acea pandemie, ajunsesem la prețuri, la cotații de petrol extraordinar de mici, chiar în America, la un moment dat, pentru o perioadă de timp scurtă, adevărat, au fost cotații negative. Nu cred că vom ajunge la extreme, pentru că extremele, în general, nu sunt bune. Nici cotații foarte, foarte joase, asta arată o încetinire economică și ne creează alte probleme, nici cotații foarte, foarte înaltă, pentru că ne creează alte probleme de preț, de inflație și... Dacă pentru următoarele zile vă așteptați la reduceri de preț, cu ce nivel? Cu cât? Acum, haideți să vedem ce se întâmplă. Nu am calculația de preț a fiecărui comerciant să-mi dau o seama. O medie? O așteptare? Haideți să vedem cu ce se întâmplă. Pentru că e vorba de cu cât a scăzut procentual, vorba de mix, e vorba de stocuri, vorba de mai multe lucruri. Pe cotația motorinei nu a scăzut atât de mult, dar a scăzut și acolo ar trebui să așteptăm o scădere de preț și la benzină la fel o scădere de preț. Nu ne e foarte clar dacă ordonanța cu 50 de bani a fost intenția dumneavoastră, a fost intenția coaliției, a fost intenția politicienilor. A dumneavoastră a fost? Pe placul dumneavoastră a fost această manevră? A fost o intenție și o decizie luată de coaliție, de primul ministru, pe care am pus-o în practică, am susținut-o. Și a produs efectul. Deci din prima zi, din prima seară de atunci, am văzut foarte multe lanțuri de benzinării. Practic a doua zi,
Cred că până seara a doua zi, absolut toate lanțurile mari de benzinării au accesat în mod voluntar la această scădere de preț. Acesta a fost un lucru bun, în sensul parteneriatul între guvern și industrie. A funcționat, deci. A funcționat și funcționează până astăzi. Adică... Și mă aștept în continuare să funcționeze, să scadă prețul acum când cotațiile internaționale scad și să asistăm la o scădere a prețului. Cum am văzut, să știți, și în benzinările din afară, am fost în Grecia, dacă mi-aduc aminte, dimineața cu premierul la întâlnirea cu primul ministru grec și ministrul energiei, dimineața era un preț la pompă, nu, de fapt seara era când am ajuns eu miercuri, seara era un preț la pompă, dimineața prețul scăzuse un pic, pentru că la fel cotația scăzuse. Evident, ei aveau alte prețuri, 2,3-2,4 euro pe litru. O altă metodă în Ungaria, de aici un pericol despre care vorbesc companiile de acolo, și anume ca țara să se confrunte cu o penurie, pentru că acolo firmele nu mai au interesul de a vinde la un preț care este stabilit, plafonat de... Evident de că trebuie să ai tot timpul să fii într-un echilibru. Există riscul că în momentul când pui un plafon și îl pui un plafon mic, să rămâi fără produs. Dacă ai rămas fără produs, dai în latura cealaltă cozi, raționalizare, care iar nu este bine, în special în perioada aceasta de concedii, din perioada de vară. Nu e bine nici când să faci acest lucru. De-aia cred că cea mai înțeleaptă decizie pe care a luat-o coaliția și guvernul a fost această reducere și văd că a funcționat și sper să funcționeze în continuare. Rămânem la această intervenție pentru că în miezul capitalismului există țări care se gândesc la tot felul de soluții tocmai pentru a avea grijă de prețurile pentru consumatorilor, pentru cetățenilor. Mă gândesc acum la Franța și Germania, care se gândesc să răscumpere acțiunile privaților la marile companii de energie ca să poată apoi controla prețul. E o soluție? În România nu se poate, ne-a explicat Kelemen Kunor, pentru că am făcut o prostie uriașă la un moment dat, și anume că am vândut mare parte din acțiuni, acum statul mai are pachete minoritare. Nu. În energie are pachet minoritar la Petrom, pachet minoritar la Rompetrol, dar pachete majoritare în marea majoritate de producție de energie și așa trebuie să rămână. Și în programul de guvernare, inclusiv în programul PNL de guvernare, acela când am fost singur, și în programul coaliției, am trecut în mod special, statul trebuie să mențină controlul în companiile din energie. Pentru că uitați în ce situație suntem, într-o situație foarte complicată, cu război, în care avem o criză energetică. Puteți și dacă nu ai pârghii... politica de preț la Nu, nu poți controla, trebuie să poți să controlezi acele companii. Acele companii au management, nu controlează ministerul, au management, dar statul poate la un moment dat, dacă vrea să decidă, să... ca producția să rămână în România. Deci există această posibilitate. Deci, dacă dorește acest lucru la un moment dat, poate să facă acest lucru. Și dacă se rămână producția în România, dacă e hidroelectrica, de exemplu, am putea avea un preț foarte bun la electricitate. Aici este foarte complicată cu piața de energie și întreruperea exporturilor. Practic este imposibil întreruperea exporturilor. Piețele sunt conectate. Discutam la un moment dat cu mai mulți colegi, întrebau oare cum se poate ca să nu mai poți exporta. Păi cum să nu mai poți exporta? Decât dacă rupi conexiunea, dacă cade un stâlp. Pentru că energia circulă. Circulă în toată Europa, în interiorul rețelei de transport de energie. La energie electrică este foarte complicat. Dar gândiți-vă că prin organele de conducere a unei companii pot stabili anumite politici comerciale în așa fel încât politica comercială să fie avantajoasă pentru statul respectiv. Deci vreți să vă măriți pachetele de acțiuni la companiile astea? Este ca să poți să mărești pachetele de acțiuni. Ai nevoie de bani și ai nevoie de dorința celuilalt de a vinde. Deocamdată, eu zic că anul acesta nu punem problema a mări pachetele de acțiuni. Pentru că nu putem sau pentru că nu vă așteptați la o situație atât de gravă încât să fie nevoie? Nu, dar aici nu e vorba de situații grave. Că faptul că ai controlul, că ai 80% din hidroelectrica, eu cred că este mai mult decât suficient. Nu cred că este o problemă că dacă ai 80% nu poți să faci ce puteai face cu 100%. Atât are statul 100%. Francez în EDF. EDF vrea să vândă diferent. Chiar 80%. EDF are alte probleme. EDF are cu totul și cu totul alte probleme, poate că în alte emisiuni ne putem... Ei încă se mai gândesc cum să o facă, să deci o facă cu la bursă alte probleme. Sau să facă... Exact, deci acolo este cu totul altceva, sunt foarte multe reactoare care în momentul de față se contractă dreapta, e altceva acolo. Ce reținem noi de aici, dincolo de complicații, este că acolo statul se gândește cum să facă să pună prețul, să aibă preț bun.
Păi preț bun avem și noi. Prin această lege, ordonanța 27 pe care am pus-o, există un preț bun atât la gaz natural cât și la energie electrică pentru populație. Cu care vom trece prin iarnă. Cu care dorim să trecem prin această iarnă. Atunci cum înțelegeți dumneavoastră declarația lui Kelemen Hunor, vicepremier, ne așteaptă o iarnă grea, poate cea mai grea din ultimii 60 de ani? Da, este o iarnă, eu aș spune, complicată. Când te gândești la o iarnă grea, te gândești la o iarnă cu temperaturi foarte scăzute, te gândești la altceva. Eu aș spune o iarnă foarte complicată, pentru că aici trebuie să evaluăm foarte multe scenarii. De la cel mai rău scenariu în care se întrerup toate fluxurile de gaze din Federația Rusă către Europa, până la scenariul optimist sau, să zicem, normal, care ar trebui să fie, în care nu se întâmplă absolut nimic cu fluxurile de gaze, în care e o iarnă ca oricare alta și lucrurile merg absolut normal. În cazul unui scenariu pesimist, unui cel mai rău scenariu, să zicem worst case scenariu, avem pregătite toate scenariile la nivelul Ministerului, la nivelul Guvernului, cu ANRE-ul, cu Transelectrica, cu Transgazul. Noi suntem pregătiți de acest lucru. De asemenea, suntem pregătiți și de asta mergem în diverse discuții bilaterale, în diverse țări producătoare de gaze naturale, pentru a suplini cantitatea de gaze de care are nevoie România, pentru a locui gazul rusesc. România, din punctul acesta de vedere, se află într-o poziție mult mai bună decât majoritatea statelor europene. Importul de gaze naturale necesar pentru a trece o perioadă de iarnă întreagă ar fi undeva de 1,5-2 miliarde. Jumate de iarnă a trecut, pentru că vorbim și de ianuarie. Ianuarie-martie, iarna care s-a terminat. Avem posibilitatea să facem acest lucru. Black Sea Oil and Gas, ați văzut, a început producția din Marea Neagră, avem deja un surplus din producția internă. Avem posibilitatea să facem acest lucru. Un surplus pe care îl punem în depozite? Pe care îl intră în piață. Îl magazinăm sau o parte din el se magazinează, o parte se vânde și se consumă. În privința înmagazinării, în jur de 40%? Nu. Cât avem acum, în momentul ăsta? Astăzi, dacă mă întrebați, avem 1,493 milioane de metri cub de gaze naturale dintr-un total de capacitate de 3 miliarde. Adică o treime avem. 3 miliarde, aproape 1,5 miliarde. A, 1,5 miliarde. 1,493 miliarde. Ok. 49%. 49%, aproape jumătate. Aproape jumătate. Și restul jumătății? Deci, cu cât v-ați propus să intrăm în iarnă? Există o recomandare a Comisiei Europene? Există cei 80%. 80%. Nu vă uitați după structura gradului de umplere în alte state. România are un alt tip de producție. Are producția de gaze naturale, care e constantă. Vă pot spune că a crescut față de luna trecută la aproape 24 de milioane de metri cub zilnic în momentul de față. Iar noi, la 1 august, în fața Comisiei Europene, ne-am angajat pe gradul de umplere că vom avea 46%. Noi avem deja acum aproape 49%. La data de 1 septembrie că vom avea 57%, la data de 1 octombrie că vom avea 68% și la 1 noiembrie 80%. Este un grafic de umplere. Eu estimez că vom depăși, vom ajunge la acest 80%, și probabil că vom și reuși să depășim acel grad de 80% și să nu uităm că iarna trecută, adevărat, a fost o iarnă ok, nu știm cum sunt iernele de la o iarnă la alta, dar iarna trecută a fost o iarnă ok și am avut 2,4 miliarde, adică am avut 80%. Cât depindeți de gazul rusesc în acest proiect de umplere a depozitelor? Deci noi avem luat în calcul inclusiv scenariul de întrerupere a gazului rusesc și ne vom atinge ținta de 80%, fie dacă intră fluxul de gaze rusești, fie dacă nu intră fluxul de gaze rusești. Iar dacă fluxul se oprește complet, noi vom trăi toată iarna din aceste deci depozite dacă fluxurile se de 80%. Oprește, dacă fluxurile se vor opri, vom avea grijă să avem, oricum vom avea grijă să avem o altă sursă decât, deci asta nu ne vom opri până nu vom finaliza această operație de a avea, și nu numai pentru iarna asta, de a avea și pe termen mediu și lung o altă sursă de gaz sau alte surse de gaz decât gazul rusesc. Avem producția proprie, care e aceeași în iarnă, și avem extracția din depozit. Spuneți-ne, dacă noi obținem altă sursă de gaz pe care acum o căutați, noi ne putem permite, mă gândesc acum la contract, ne putem permite să rupem gazul rusesc? Noi nu avem contract cu Gazprom. Avem mai un intermediar sunt de la intermediari Viena. Care au companii. De așa ăla e tot contract. Da, dar au companiile private. Deci noi dacă putem să tăiem contractul la oricând? Dacă pe piață, e decizia companiilor ce fac.
Nu e decizia guvernului ce fac companiile private. Romgaz nu are companie, care e o companie deținută majoritar de statul român, nu are o companie, nu are un contract de aprovizionare cu nici cu un intermediar. Romgaz a ieșit pe piața internațională pentru a achiziționa gaze din altă sursă decât sursa rusească. Asta înseamnă că dumneavoastră căutați o sursă pe care o contractează apoi privații. O contactează că nu Romgazul, care e relația. O contactează Romgazul, o poate contacta Romgazul, o pot contacta oricare companie, nu poate ministerul să cumpere. Noi deschidem din punct de vedere al diplomației energetice și politice uși pentru ca apoi companiile să facă aceste achiziții. Romgazul este o companie a statului român deținută majoritar de statul român și ați văzut-o că participă la toate întâlnirile pe care premierul împreună cu mine sau singur dacă mă duc, participă și continuă discuțiile pentru achizițiile de gaz. Bun, ca să tragem linie, dumneavoastră spuneți că în scenariul pesimist în care rușii se apucă să taie gazul pe nepusă masă, noi vom putea totuși să ajungem la 80%. Vom ajunge la 80% și în scenariul... Din alte surse și din cât producem noi. Deci vom ajunge la 80% indiferent de dacă se taie sau nu se taie sursul de gaz rusesc. Acum. Nu suntem la fel de expuși ca, de exemplu, Germania, care ați văzut ce probleme sunt. Mai ales la marile companii. La marile companii. Dar există acolo și recomandări în privința consumului privat și o să ajung și la recomandările astea. Dar înainte, în privința iernii, care se așteaptă să fie una dintre cele mai grele din ultimii 60 de ani. Va fi mai grea chiar și de pe vremea lui Ceaușescu decât cele de pe vremea lui Ceaușescu? Ați trăit în vremea lui? Da. Și eu am trăit în vremea lui Ceaușescu. Aveam 14 ani în 89. Deci, în niciun caz nu se va pune problema, în niciunul din scenarii, ca populația sau clienții protejați, cum îi spunem așa, cum le spunem noi, producția de energie termică și energie electrică, producția critică de energie electrică, spitale, grădinițe sau tot ce înseamnă clienți protejați să nu aibă acces la gaze, să nu aibă încălzire. Deci producția României plus depozite asigură mai mult decât acest lucru. Sunt două preocupări aici. Prețul, și ne-ați spus că e în vigoare ordonanța care va face exact ce a făcut anul trecut, adică în iarna trecută. Va face mai mult decât în iarna trecută. S-a îmbunătățit, s-a văzut din mecanismul acela, s-a îmbunătățit. Practic, va fi un preț clar fix pentru furnizorii care vând către clienții casnici, de 150 de lei megavatul. Asta înseamnă că, în mod normal, dacă tarifele de distribuție, tarifele de transport pe care le reglementează autoritatea de reglementare și nu are când să le mărească, rămână care sunt, practic va fi sub 31 de bani kilovatul, așa cum a fost în iarna trecută. Pentru că prețul gazului este plafonat la 150 de lei, iar ceturile vor avea absolut toate ceturile un preț de 250 de lei. Au avut anul trecut prețuri și de 250, au fost adevărat și de 150, dar au fost și de 300 și de 400 alte orașe care au avut. Acum va fi un preț fix pentru toate ceturile de 250 de lei, iar gigacaloria, evident, acolo depinde și de consiliile locale, de subvențiile pe care le vor da, dar ați văzut că fiecare cet anul trecut s-a descurcat și a asigurat energia termică către populație. Și a doua preocupare este cea legată de de cantitate, de existența gazului. Dumneavoastră spuneți că nu vor fi probleme, vom intra în iarnă cu gazul de care avem nevoie. Vom intra în iarnă cu depozitele la minimul cerut de către Comisia Europeană. Eu sper să fie peste acel limit. Îmi doresc să ajungem spre 100%, spre 90 și ceva la sută, dar ca să mai știți un lucru, am intrat cu aproape 80% în iarna trecută, să zicem 80%, și după finalizarea acestei, după terminarea acestei ierni, a rămas în depozit, cred că 25%. Deci am consumat între 80% și 25%, am consumat, ca să zicem, din depozite o cantitate de 55% din capacitatea de depozitare. Adică, oricum, n-a fost o iarnă foarte grea, e adevărat, n-a fost o iarnă friguroasă, ca să-i spunem așa, de aia depinde foarte mult cum va fi această iarnă, dar asta este preocuparea noastră în această vară și preocuparea de iarna trecută, pentru că încă din noiembrie anul trecut am deschis, am mers să deschidem uși pentru a găsi o soluție de
diversificare, cum le spunem noi, a surselor de aprovizionare. Dar raționalizarea consumului, pentru că în Germania se vorbește despre nevoia reducerii temperaturii cu un grad în toate casele, vorbim acum de consumatorii casnici, iar un document pe care îl pregătește Comisia Europeană, obținut de Reuters, e vorba de un set de recomandări pentru țările membre, documentul va fi dat publicității pe 20 iulie, se spune așa. Temperaturile ideale pentru consum sunt 19 grade iarna și 25 de grade vara. Vara pentru consumul de electricitate, când vine vorba despre aerul condiționat. Sunt valabile și în România aceste recomandări? Vom avea nevoie de ele? Acum, eu am mai spus cu acest lucru. Noi venim, cel puțin eu, a zis că și noastră a trăit în vremea lui Ceaușescu, am trăit aceste restricții. Nu prea ne sunt pe plac. Și nici mie nu îmi sunt pe plac. Ce să vă zic, 25 de grade dacă ar fi, iarna mi se pare mult. Adică nu, e chiar cald 25 de grade dacă dai căldura la 25 de grade, iar 19 grade iarna, mi se pare frig. Se pare frig. Acum depinde de fiecare. Dar nu e vorba de cum ne place nouă să ținem temperatura în casă. Acolo se vorbește de... Dacă statul, dacă rezervele noastre de gaz ne vor permite ca iarna viitoare să dăm temperatura la cât ne place nouă. Acum nu există numai gaz. Deci încă din martie anul acesta am luat această decizie să creștem producția de cărbune. Și s-a crescut la Complexul Energetic Oltenia producția de cărbune cu 1 milion de tone pe an. Asta înseamnă că producția de energie din alte surse, și inclusiv prin legea decarbonării și inclusiv toate declarațiile care le-am avut, au fost producția de cărbune va fi la capacitate maximă pentru a trece de această iarnă și dacă e nevoie de iarnele următoare să trecem peste această criză. Producția de energie electrică este din gaz, este din nuclear, este din hidro, este din cărbune, este din eolian. Deci e un mix. Nu stăm numai în gaz ca să producem energie electrică. Domnule ministru, pe șleau, ne spuneți nouă românilor că, 1, vor fi sau nu vor fi restricții de electricitate și de gaz? Eu nu-mi doresc restricții când de electricitate. Vă doriți o treabă. Eu nu doresc restricții de electricitate. Vă așteptați să avem nevoie de restricții? Eu nu ca doresc, să ne încadrăm în resurse? Eu nu-mi doresc restricții de electricitate nici de gaz. Nu cred că vom avea probleme cu producția de energie electrică. Asta vă spun. Că dar nu, eu gaz, nu cred că vom avea probleme cu energie. Gazul pentru încălzire, că de gaz pentru încălzire, v-am spus că pentru populație și pentru clienții protejați. Nu vom avea nevoie de nicio restricție. Decât dacă dorim, și eu încurajez un fel de autocontrol și un fel de îmbunătățire a eficienței energetice a fiecărei locuințe și a clădirilor publice, inclusiv am mai spus-o tot la Digi în emisiune, nu sunt obișnuit că atunci când ies din cameră să închid lumina. Dar trebuie să încercăm să ne obișnuim și cu acest lucru. Poate că e bine să dăm cu un grad, cum zic nemții, să dăm cu un grad mai jos, să ne obișnuim să fie un pic, pentru că reducem consumul și până la urmă totul se reduce la buzunar. Dar aș lăsa la latitudinea fiecărui român să facă acest lucru. Nu cred că la noi este situația din Germania, care este o situație foarte dificilă. S-a oprit Nord Stream 1 pentru revizie și să vedem dacă pe data de 21 pornește. Poate să pornească pe 21 sau pe 22, să ne trezim că mai trebuie o revizie prin octombrie, așa. Adică lucrurile sunt foarte volatile, trebuie să pregătim toate scenariile încă de pe acum și suntem pregătiți, lucrăm la ele și să știm despre la ce ne putem aștepta în cel mai rău caz. Iar ce ați văzut dumneavoastră, un document de lucru în presă, ce am văzut și eu al Comisiei Europene, nu este încă cel public. Nu este încă cel public cel aprobat. Nu am văzut în documentul acela, am văzut în presă, dar în documentul acela eu n-am văzut 25 de grade, n-am văzut decât 19 grade. Cifra de 25 n-am văzut-o încă eu. Poate că o fi, poate că mi-o fi scăpat, că am văzut și eu acel document, dar nu este un document oficial încă al Comisiei Europene. Poate să fie scăpat, de exemplu, intenționat, ca să comentăm pe el. Dar în Franța, din câte am înțeles, în clădirile publice e de mult această... În clădirile publice din România este... Nu, în Franța am spus. În Franța. Dar la noi? La noi nu este. E liber. La noi este liber. E adevărat că cea mai mare, și aici vă pot spune, cea mai mare pierdere energetică în România este în clădirile publice.
Și acolo trebuie să existe foarte mulți bani, foarte multe fonduri și forturi europene date către eficiența, îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice. Se pierde foarte multă energie în clădirile publice. Mulțumesc mult! Virgil Popescu, ministrul energiei, studioul Digi24. Avem o informație nouă.